Doamne, vă mulțumesc mult! Vă spun sincer, este cel mai mișto premiu pe care l-am primit în viața mea, ever and ever. E puțin spus că sunt fericită. Mulțumesc el, mulțumesc tuturor celor care m-au votat, mulțumesc Bravo I Steal, canal de tuturor, adică, păi nu vine să cred. În primul rând, am fost onorată de nominalizare, ca să nu spun că nu mă așteptam în viața mea să câștig. Deja nominalizarea era un vis. Faptul că am câștigat, deci mergem acasă, dormim împreună. Așa cum a spus și Moris pe scenă, să știi că ai fost votat într-un număr foarte mare. Cine sunt oamenii ăștia? Îi ador, nu știu, îi ador. Îi ador pentru că eu sunt datorită lor, datorită celor care ne urmăresc la Bravo I Steal, datorită celor care ne urmăresc pe social media. Știi, asta nu este doar o vorbă, este realitatea, pur și simplu. Și îmi pare rău, știi, că am venit așa într-o agitație aici și m-au rugat diferiți invitați de aici de la petrecere să fac poze cu ei. Nu știu de să fac poze mai repede cu cine să fac, aș vrea să fac poze cu toți, like, tot timpul, pentru că eu sunt datorită lor, noi suntem datorită lor, pentru că ne urmăresc la Bravo I Steal, ți-am zis, pe social media, pe tot, chiar sunt emoționată realmente. Dar arăți super, super bine. Cum ți-ai construit ținuta asta? Este roche de la 5PM, o roche pe care o ador. Este o onoare pentru mine pentru că port la Bravo I Steal ținute 5PM. În seara asta m-a întrebat cineva cum am ales o roche care este so amazing ladylike, pentru că eu ținute în mai multe zone vestimentare, ca să folosim un cuvânt des uzat la Bravo I Steal. Dar, efectiv, fiecare din ținutele 5PM pe care le-am purtat, la fiecare dintre ele m-am gândit, asta e ținuta care mă îmbrac la el, asta e ținuta care mă îmbrac la el. E, când am văzut codul floral, patterns, etc., am spus, gata, cu siguranță asta este ținuta, bijuterii le-am ales în consecință, iar de păr, de coafură, de tot s-a ocupat Sorin Stratulat. Am pentru prima oară în viața mea părul ăsta. Practic, se poate mai bine decât 5PM, Sorin Stratulat, Gucci și diamante de la Cara Diamonds. Și premiul el, adică pe bune mai mă duc acasă în seara asta, ce trebuie să mai fac? Nu pot să rămân așa like forever, să înghețăm momentul ăsta, să rămânem aici forever. Ce planuri ai pentru vara? Ca întotdeauna, Ibiza, baby. Avem vacanță, sunt previzibilă, în fiecare an mergem în aceeași destinație de mai mult de 16 ani. Întotdeauna Ibiza, întotdeauna Spania, întotdeauna. Știu, sunt o mie de alte destinații pe lumea asta, poți, eu știu, vizitate în orice alt moment al anului, dar vara este despre Ibiza categoric. Dar acum că te vedem și pe TikTok, cum crezi tu că o să evolueze online? Unde o să te vedem peste 5 ani? Doamne, bună întrebare! Nu știu unde să mă vedeți peste 5 ani, pentru că eu întotdeauna încerc să proiectez viitorul apropiat, că dacă mă gândesc peste 5 ani, mă gândesc câți ani o să am peste 5 ani și mă agită chestia asta. Deși cred că peste 5 ani o să am 25, cred, gen, like. La Bravo I Steal să sperăm că ne vedem, în sezonul cu numărul nu știu cât, la Bravo I Steal, siguranță.